Doamna Victoria! Bună dimineața! Vai! Bună dimineața! Bună! Ia uite, ce frumoasă! Bună, bună! Doamna Victoria! Noi ne gătim afară la plimbare! Bine! Cu am înțeles, dar aveți... Da, să aștept, da! Aștept, am așteptat! Dar știți și eu să urmez, dar dau seama că m-ați cunoscut! Știu. Doamna Victoria, în primul rând, la mulți ani, fericire, sănătate, împlinire. Eu întorc așa telefonul, fiindcă filmez și o să mă vedeți acolo jos. Dar vă dedic poezia cu drag scris pentru dumneavoastră. De mică nu ți-a fost viața ușoară, fără de tata ai rămas. De la o vârstă foarte fragedă, o durere de neredat. Erai unica la părinți. N-aveai sufletul cui să-i deschizi. Dar pe tata l-ai întâlnit, omul ce dragostea de tată ți-a înlocuit. Omul ce te-a iubit și te-a stimat, mereu ați fost de nedespărțit. Totul împreună ați făcut, ambii la același lucru lucrați. Și când plecați peste hotare, la fel tot timpul îndoi. Și din această dragoste mare am apărut și noi. Trei fete, trei surori, trei comori în casă. Ca toți copiii am făcut școade, dar și-am mai greșit în fața voastră. Mamă, ne închinăm până la pământ pentru nopțile nedormite și grijile ce ți le-ai făcut pentru ale tale, fete. Deja suntem și noi mame, avem familie și copii și te înțelegem atât de tare. Mamă, nu e ușor să fii. Tata tare a vrut să aibă un băiat sau măcar un nepoțel. Când Ana noutatea mare ne-a dat, nu ne vinea să credem. Că așteaptă un băiețel, ce mare bucurie, ce bucurie mare. Dar din păcate tata a plecat la ceruri. N-a reușit să-și vadă nepoțelul soare. S-a prăbușit pământul sub picioare. Mamă, atât ai suferit. Tata s-a dus așa de vreme să-și vadă nepoțelul, n-a reușit. Ai rămas fără sprijin pe viață, fără ajutorul tău. Și ai luat o decizie să pleci de lângă noi. Și iată așa, deja 2 ani de zile, departe de casă, de copii. Și măicuța nu mai vine, dar ne este dor să știi. De multe ori ne suni cu lacrimile în ochi, cu dor imens de noi și de-ai tăi nepoți. Dar mai ales de casă, tot absolut ai dat să stăm acum la masă cu toată familia. Mama, azi vrem să-ți mulțumim pentru educația bună și pentru ceea ce suntem. Te mulțumim în primul rând pe tine. Ne cerem iertare dacă te-am supărat și pentru toate lacrimile ce pentru noi ai vărsat. Îți dorim tot binele din lume, tânără mereu să fii, frumoasă ca o regină, doar bine-ți vrem, tu asta știi. Dar important să ne fii sănătoasă, departe, departe să reziști și te rugăm să vii acasă. Fără tine e trist. Scump și iubita noastră mamă, primești sincerele și călduroasele noastre felicitări cu această minunată zi în care te-ai născut. Îți urăm ca cerul să te ocrotească, să-ți dăruiască armonie în suflet și să-ți umpli inima cu căldură. Încălzește-ne cu zâmbetul tău mai des, fii fericită. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi copiii tăi și iubiții nepoței. Iartă-ne că în această zi nu putem fi alături de tine. Ne despart mii de kilometri, dar cu gândul, sufletul și inima suntem mereu alături. La mulți ani, scumpă mamă, draga noastră mamă, te iubim. La mulți ani, doamna Victoria. Scuzați-mă că e că a trezit afară și ați plâns. Ii las că vă stăi mai ușor, uleac plângi și după asta știți să duci chiatra de pe suflet și mai ușor a stăi. Doamna Victoria. Mulțumesc la fete. Să Domnul să le aibă în pază, să mă bucur de nepoțări, de nepoței. Și le doresc cât ghine de lume și să pot să-mi plan toate planurile să le se împlinească. Și mă rog Domnul să-mi dai putere să mai pot lucra, să-i pot ajuta cât ați mai și eu în viață. Vedeți cum e viața asta acum. Tare scurtă. Și tare multe. Moartea nu alege. Tânăr, bătrân. Dar eu mă rog, Domnul, să-mi dai putere și sănătate, nici la copilaș, nici la tăscoței și mă bucur de dâns. Și le doresc să fie fericit, să trăiască ghine, să se împace, să aud numai de ghine de la dâns. Îmi pare rău
că nu m-a aflat alături de dânsă, dar așa a venit vremea, așa a venit, așa mi-e soarta, nu știu cum să zic. Eu le doresc la tăți sanatate, iubire, înțelegere și ții mei băieța, mulțumesc din suflet pentru felicitare. Îți doresc ții la toată familia numai bine, numai bucurii. Vă mulțumesc foarte mult, doamne. Tot ce mi-e frumos pe pământ și voi și copilașii. Da, doamne, mulțumesc din suflet, mulțumesc. Deci, felicitarea vine din partea fiicelor, Cristina, Ana, Marina, ginerii Eduard și Sergiu, nepoții Sânduța, Dănuța, Mișuca și Vlăduța. Așa? Vlăduță sau Vlăduț? Vlăduț, băiet, așa? Vlăduța, bine. Deci am vorbit cu Marina. Marina, dacă v-ați dat seama, cu fata mea, fiica Marina, și m-a mai rugat și un cadou muzical. Un cadou muzical pentru dumneavoastră. Sora, asta, fetele mele, așa, așa, fetele, de dragul fetelor mele. Special pentru dumneavoastră melodia. Deci aveți o avere adevărată, că aveți două fete. Mulțumesc, domnul! Așa, stați-se... De dragul fetelor mele! Și în memoria tatălui care nu mai este lângă dumneavoastră și lângă fete, această melodie tot vom pomeni și numele lui, adică și tata le-a iubit mult pe fete, să-i fie veșnică amintirea și lui și la mulți ani dumneavoastră în primul rând. Am avut în viața mea mai mult zile grele, dar mă mândresc cu ceva cu fetele mele. Am avut în viața mea mai mult zile grele, dar mă mândresc cu ceva cu fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea și le-aș da orice mi-ar cere că-s fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea și le-aș da orice mi-ar cere că-s fetele mele. Trei fete! Ce frumos! Și azi vă aduc și trei băieți deodată! Iaca! Dar v-a adus, dar doi sunt! Și cu drag le-am alintat că avem ajutor, le-am crescut, le-am educat cu tăticul lor. Și cu drag le-am alintat să avem ajutor, să nu aibă niciodată lacrimi și viață întristată, să le fie bună soarta fetelii lui tata. Să nu aibă niciodată lacrimi și viață întristată, să le fie bună soarta fetelii lui tata. Îmi dau seama, tare le-a iubit, așa, doamna Victoria. Mulțumim din suflet, mulțumim. Și ție îți mulțumesc, mulțumesc la fete. Din suflet, sunt foarte mulțumită și foarte bucuroasă pentru felicitarea care ne-au făcut, pentru surpriza, cadou care ne-au făcut. Îi doresc lor sănătate, bucurie, fericire, tot bine din lume. Bravo. Domnul să-i aibă în pază. Foarte frumos. N-am muncit pentru averii, dar pentru fetele mele, să aibă pâine pe masă și noroc în casă. N-am muncit pentru averii, dar pentru fetele mele, să aibă pâine pe masă și noroc în casă. Așa-i drept ca în acest cântec dumneavoastră v-ați jertfit pentru fete, să le ajutați, pe nepoți, pe... Așa-s mamele... Toate care i-a cați plecat, tot atât pentru copchii, dar pentru cine altcineva. Au zis, cu mine nică nu eu. Corect. Cu mine nică nu eu, acolo, unde mă duce. Corect. Bine, la mulți ani. O zi frumoasă. De asemenea, Mihaița, mulțumim și ție îți mulțumesc pentru stăruința care ai depus-o. Cu drag. Sănătate, bucurie la familie și la copilașii mei și ții de asemenea. Da, doamne, vă mulțumesc. Am o zi bună. O zi frumoasă și, și să uleg sărbătoriți așa să însemnat ziua, să nu treacă așa. Măcar o șampanie, un tort acolo. Bine, doamna Victor. Îi stăruim, acum ați fi numai un pic mai târziu. Da, bine, o zi frumoasă, nu vă mai rețin. O zi frumoasă, la mulți ani. Așa e viața. Ce să vă mai spun? Ce să vă spun?
o mămică care este foarte, foarte îndurerată de la dor, așa am vrut să spun. Dorul îi macină pe toți ca cei plecați și cei care sunt acasă. Dorul ăsta e dorul. Nu degeaba, încă în piesele astea folclorice vechi, în folclor, în poezii, dorul este motivul cel mai răspândit, motivul cel mai des întâlnit, dorul. Și, din păcate, și în ziua de astăzi, are același colorit dorul nostru. Am avut în vedere că sunt foarte mulți care duc dorul. Și cei plecați și cei rămași acasă. La mulți ani, doamna Victoria, încă o dată, și sper că în curând vă veți revedea cu familia și va fi totul bine și frumos în casa, în familia dumneavoastră. Aveți pentru cine înflori, trăi și vă bucura. La mulți ani!